Pericolul războiului ruso ucrainean se apropie și mai tare de țara noastră potrivit ultimelor informații. Conflictele dintre cele două țări devin și mai tensionate după ce armata ucraineană a ucis încă un ofițer rus de rang înalt. În acest timp, 100 de civili din combinatul Azovstal au fost evacuați. În paralel cu aceste evenimente, există avertizmente clare privind existența unor planuri concrete cu privire la atacarea Moldovei de către armata rusă. Controlul Moldovei ar putea fi preluat de ruși, acest lucru fiind susținut de ziarul The Times, care citează surse din serviciile secrete ale Ucrainei. Potrivit ultimelor semnale de alarmă, există o serie de indicii care conduc către aceeași concluzie. Kremlinul are un plan de invazie bine pus la punct pentru a ataca regiunea separatistă a Republicii Moldova. Potrivit sursei citate, dacă Rusia ar ajunge să atace Moldova, scenariul catastrofal din regiunea Donbass s-ar putea repeta. Rusia pregătește deja calea pentru preluarea Moldovei, avertizează The Times. Motivul principal ar fi deschiderea unui nou front împotriva Ucrainei în Moldova, care ar putea conduce totodată la anexarea Moldovei și mutarea trupelor ruse în portul ucrainean Odessa. Kremlinul a decis deja să atace Moldova, asta credem. Soarta Moldovei este foarte importantă. Dacă rușii vor începe să preia controlul, vom deveni o țintă ușoară din punct de vedere militar, iar amenințarea la adresa Ucrainei va fi existențială. Dacă Rusia recunoaște independența la Transnistriei, aceasta va fi o amenințare directă și o încălcare a integrității teritoriale a Moldovei. Aceasta va fi o repetare a scenariului Donbass. Apoi vor furniza un număr mare de arme și apoi vor să se alăture Rusiei, au transmis surse. După intrarea Moldovei în vizorul Rusiei, fostul premier Iurie Leancă a susținut că una dintre cele mai sigure dorme de protecție ale Moldovei este unirea cu România, intrând astfel sub umbrela protectoare a UE și NATO.